Bună seara, sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile ore 18. Primeau mită pentru a trece cu vederea șeful de post din comuna Fărcășești, Vasile Piscureanu, și adjunctul său, Eugen Frântu, au fost prinși în flagrant în timp ce luau suma de 200 de lei și 6 sticle de bere de câte 2 litri de la un afacerist din localitate. Serviciul Județean Anticorupție a organizat un flagrant oamenilor legii care au fost prinși și audiați mai multe ore. Afaceristul din localitate le dădea diferite sume de bani polițiștilor pentru a nu mai efectua controle la societatea comercială administrată de acesta și a nu-i mai aplica sancțiuni contravenționale. Procurorii parchetului județean au decis ca polițiștii să fie cercetați în libertate, dar au primit interdicția de a părăsi țara în următoarele 30 de zile. Avocatul unuia dintre ei, Elvis Belgiu, a precizat că cei doi nu recunosc fapta. În principiu, cei doi nu recunosc faptele, nu știm cu exactitate dacă este sau nu este așa până mâine dimineață. A fost organizat și un flagrant? Știți ceva de asta? Am înțeles că ar fi fost ceva, dar nu cunoaștem mai multe date. V-am spus, era în timpul serviciului. Cum au ajuns în această situație? Unul dintre agenții era în timpul serviciului, celălalt era liber. Față de cei doi agenții de poliție, procurorul a început urmărirea penală pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată. Cosmin Semenescu a precizat că polițiștii au primit suma de 200 de lei șpagă. Care sunt suspiciunile? Suspiciunile sunt de luare de mită. S-a organizat un flagrant? Da. Cât? Mită. Cât bani? Cât bani au luat? 200 de lei. Fiecare? Nu, numai... Cine a luat? De ce au fost aduși doi? Pentru celălalt se fac cercetări, tot pentru aceeași faptă. Colega mea Nicoleta Vodva a urmărit acest subiect și vine cu mai multe informații. Bună seara, Nicoleta, te ascultăm! Bună seara, Alexandra. Șeful postului de poliție din localitatea Fărcășești, Vasile Piscureanu, a primit în perioada octombrie-noiembrie 2012 de la un afacerist din localitate suma de 500 de lei, iar în data de 6 martie a acceptat promisiunea unei sume de bani de la același martor denunțător indirect prin intermediul adjunctului său, agentul de poliție Frântu Cristian Eugen, pentru a nu mai efectua controle la firma administrată de martor. De asemenea, adjunctul șefului de poliție în luna februarie a acceptat promisiunea sumei de 500 de lei de la același afacerist pentru a nu mai efectua controle la societatea comercială a acestuia, iar în data de 6 martie a primit de la martorul denunțător suma de 200 de lei și 6 sticle de bere de câte 2 litri în același scop. Mai trebuie spus faptul că cei doi agenții de poliție sunt cercetați disciplinar și au fost destituiți din funcție. De asemenea, le-au fost retrase armele din dotare. Îți mulțumesc, Nicoleta, pentru aceste informații. Continuăm știrile. 75% din copiii de până la 15 ani fac varicelă, cele mai multe cazuri înregistrându-se în lunile de primăvară. În statistica Direcției de Sănătate Publică Gorj se arată că de la începutul anului s-au înregistrat un număr de 31 de cazuri. Imediat după depistare, persoanele care se aleg cu această boală trebuie să consulte medicul și să nu intre în colectivități. Varicela, cunoscută și sub denumirea populară de vărsată de vânt, este cea mai frecventă boală contagioasă manifestată prin urticarie. Deși apare mai ales în cazul copiilor, ea poate deveni foarte contagioasă pentru toate persoanele care nu sunt imunizate. De la începutul anului s-au înregistrat un număr de 31 de cazuri în statistica Direcției de Sănătate Publică Gorj. Până în acest moment au fost înregistrate 31 de cazuri de varicelă. Sunt cazuri sporadice la nivelul întregului județ. Nu există focare pentru a putea să intrăm în alertă sau numărul să fie foarte mare pentru a putea să declanșăm, eu știu, anumite anchete epidemiologice. Nu, aceste boli sunt specifice copiilor, apar în special la copii între 2 și 14 ani și, bineînțeles, apar la copii care au imunitate scăzută și care nu au făcut boala. Pentru a limita riscul de complicații, este foarte important ca varicela să fie tratată corect. Tratamentul constă în administrarea de paracetamol și de lichide reci pentru a reduce febra. În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul cazurilor de varicelă este mai mic. După ce nu au mai ținut o conferință de presă timp de câteva luni, astăzi cei de la PNCC de Gorj au rupt tăcerea. Șeful țărăniștilor gorjeni, Matei Catrinoiu, a ținut să precizeze că va pune la dispoziția celor care au nevoie 3-4 mediatori care să îi ajute cu dosarele în tribunal. În privința datoriei pe care o are de achitat pentru sediu către primăria municipiului Târgu Jiu de 70 de milioane de lei vechi, Catrinoiu spune că o va plăti în rate.
Odată cu venirea primăverii, sau poate pentru a împărți flori doamnelor și domnișoarelor, țărăniștii cojeni au ținut astăzi o conferință de presă. Asta după ce luni întregi nu au dat nici măcar o declarație. Președintele PNCCD Goj, Matei Catrinoiu, spune că odată cu apariția mediatorilor s-a gândit să pună la dispoziția gojenilor 3-4 mediatori la sediul partidului. În acest fel vrea să vină în ajutorul oamenilor care au prea mult de alergat pentru un dos. În sensul acesta vreau să vă spun că PNCCD-ul are pregătiți 3-4 mediatori care vor fi la sediul partidului și vor ajuta să medieze, să ușureze munca oamenilor care, fiind prinși în dosare, fiind prinși în situații în care, fără ieșire, că n-ai cum, dacă te duci într-un dosar, trebuie să-ți angajezi apărător să faci toate lucrurile acestea. Acești mediatori îi vor sprijini. Întrebat cum are de gând să-și achite datoria de 70 de milioane de lei vechi către primăria municipiului Târgu Jiu, Catrinoiu a spus că încet, încet, adică în rate, din banii care încasează din cotizațiile membrilor de partid. Catrinoiu susține că mai sunt și alții care au datorii la chirie. Întrebată cine sunt aceștia, țărănistul șef nu a dorit să ofere exemple. Datoriile sunt, vor fi achitate în timpii cei mai scurți. Eu știu această situație. Undeva la 7.000 de lei. Și aveți banii ăștia? De unde îi veți da? Din cotizații? Din buzunar? Din cotizații. Îi vom strânge. Nu e nicio problemă acest lucru. Cotizații, donații. Să strângeți 7.000 de lei din cotizații? Nu știu dacă asta e cel mai important lucru. Sunt destui. Nu, dar riscați să fiți evacuați, așa am înțeles. Cine vrea să ne evacueze? Facem donații partidului. Cei din autoritățile locale, dar prin faptul că înregistrați datorii. Au și alții. Și alții nu le plătesc, că n-au plătit niciodată. Clasa a noua, care din 2014 ar trebui să facă parte din structura gimnaziului, rămâne la ciclul liceal, conform noului proiect de lege al educației adoptat de Camera Deputaților. Propunerea a fost avansată de către ministrul educației, Remus Pricopie, în urmă cu o săptămână, iar reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj susțin această lege. Potrivit Legii Educației Naționale din 1 ianuarie 2011, măsura introducerii clasei a noua în învățământul gimnazial ar fi urmat să intre în vigoare începând cu generația de elevi care a început clasa a 5-a în anul școlar 2011-2012, adică din 2014-2015. Deputații au adoptat marți, printre alte măsuri din domeniul învățământului, revenirea clasei a noua la liceu, iar adoptarea legii de către Senat este decizională. De fapt, clasa noua nu plecase încă din învățământul gimnazial, se punea problema că în 2014-2015, când cei care au început clasa 5-a în 2011-2012 ajung în clasa noua să rămână la gimnaziu, deci în momentul de față clasa noua este la liceu. Inspectorul școlar general al ISJ Gorj, Ion Ișfan, susține măsura menținerii clasei a noua la liceu. Unul dintre avantajele revine elevilor de la școlile din mediul rural care vor învăța și la liceele din orașe, completându-și bagajul de cunoștințe astfel. Foarte bună, în special pentru copiii din mediul rural, pentru că în acest fel pot să vină, sunt obligați, învățământul fiind obligatoriu de 10 ani, vin la liceele din orașe și ia contact și ei cu altceva. O parte din învățământul liceal al țărilor din Uniunea Europeană face parte din învățământul obligatoriu. Acesta este un motiv în plus ca și în țara noastră clasa a noua să rămână la învățământul liceal. Majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au în învățământul liceal, o parte din învățământul liceal face parte din învățământul obligatoriu. Păreri pro și contra despre regionalizare. Oamenii se tem de regionalizare deoarece se gândesc că vor avea mai multe drumuri de făcut pentru anumite documente. Sunt oameni care, în schimb, văd ceva bun în regionalizare deoarece în anumite instituții deconcentrate sunt prea mulți funcționari publici și astfel s-ar mai reduce numărul acestora. Gojenii din mediul rural cred că de principiu este o idee bună, însă când vine vorba de riscuri, cei mai mulți se tem de efectele negative. Cei care sunt mai în vârstă își aduc aminte atunci când erau raioanele că aveau de făcut foarte multe drumuri în alte comune pentru a lua diverse acte.
cu raioane și regiunile, eu eram mai micuț, dar noi, de exemplu, comuna noastră, noi aparțineam de raionul Gilorți, cum se numea atunci. Și regiunea era Craiova. Și e mai complicată treaba, trebuie să mergeți mai mult după acte sau cum era? Păi, dar nu știu, că eram micuț, părinți pot să știe povestea, că eram micuț atunci pe vremea. Dar, într-un fel, ar fi mai bine dacă s-ar face tot pe regiune așa și... Că datorită salarizării, adică al personalului, mă gândesc că s-ar mai reduce din personalul ăsta bugetar care folosesc cabinetele ăștia de... Credeți că sunt prea mulți angajați până la anumite instituții de concentrate? Da, sunt... Am prins înainte, când a mai fost regiunea? Am prins, dar eram micuță și nu-mi dau eu seama cam cum a fost atunci. Dar... Eu știu cum e. Era cu raioane. Cu raioane, da. Dar credeți că va fi mai complicată treaba? Adică dacă veți avea nevoie de o adeverință, de un act, de ceva? Să ne ducem la Hurezan sau la nu știu unde? Nu! Ar fi bine să rămână așa cum suntem la comuna noastră. Și cu polițai la comună, și cu primar la comună, și cu tot ce a fost. Deci nu să ne ducem peste, nu știu, în câte comune să ne ducem să ne facem... Că e greu să plecăm, mai ales noi ăștia bătrâni, că suntem bătrâni. Cert că este nevoie de dezbateri publice pentru ca oamenii să fie informați corect în legătură cu ceea ce presupune regionalizarea. Biblioteca județeană Cristian Tel, prin filiala pentru copii, a organizat o expoziție de felicitări confecționate de elevii mai multor școli din Târgu Jiu în fiecare zi, începând cu data de 1 martie. Astăzi au fost expuse cele mai frumoase felicitări ale școlarilor pentru a marca într-un mod cât se poate de plăcut Ziua Internațională a Mamei. La filiala pentru copii din Târgu Jiu a Bibliotecii Județene Cristian Tel s-au desfășurat atelierele de creație în perioada 1-7 martie. Programul O floare pentru tine se află la cea de-a treia ediție. În perioada 1 martie, 8 martie, la Biblioteca Județeană Cristian Tel, filiala pentru copii, s-a desfășurat a treia ediție a programului O floare pentru tine. La aceste activități de confecționare felicitări au participat clase de elevi de la Școala Generală Alexandru Ștefulescu, Școala Generală Constantin Săvoiu. Nici cei mai mici copii de la grădinița târgujeană Lumea Copiilor nu au lipsit și și-au arătat talentele pe care le au în confecționarea felicitărilor. Au venit copii de la Școala Generală Alexandru Ștefulescu, de la Școala Generală Constantin Săvoiu, mai multe clase de la aceste școli, și grădinița Lumea Copiilor. Copiii au pus suflet în crearea de felicitări pentru a le expune pe cele mai frumoase și așteaptă ziua de 8 martie pentru a le dărui mamelor câte un simbol, odată cu toată dragostea lor. M-am pregătit pentru ziua mămicii. Cum te-ai pregătit? Am făcut două felicitări, una am luat-o și una am lăsat-o în expoziție. Și ce faci cu cea pe care ai luat-o acasă? Eu dau mămicii. De ziua mamei, da? Da. De la ce școală ești? De la numărul 4. Ai venit în fiecare zi aici? Da. Pentru ce ai venit aici? De ziua mamei. Ce ai confecționat? O inimă mare cât a mea, pentru ea. Eu oferi mamei tale? O las aici și fac una și pentru ei. Ia. O expui? Dacă vor, doamnele, da. Ce ai pregătit aici? O felicitare pentru ziua mamei. O să-i o dai mamei? Da. Ai expus felicitări? Da. Câte? 3. Astenia de primăvară a devenit o problemă dezbătută des în această perioadă, când una din 10 persoane resimte o oboseală accentuată, manifestată prin stare de slăbiciune, disconfort fizic și psihic. În acest sezon, organismul nostru trebuie să se adapteze unui nou stil de viață și să facă față schimbărilor de temperatură și luminozitate. Trecerea de la un anotimp la altul provoacă dezechilibre în organism. În această perioadă, cei mai vulnerabili sunt vârstnicii și copiii. Astenia de primăvară are un impact puternic și asupra sistemului nervos și se manifestă prin dureri de cap, amețeli, stări de slăbiciune, iar unele persoane apelează la medicul specialist pentru a li se prescrie tratament medicamentos. Ne simțim slăbiți, suntem mai amețiți ca de obicei, dureri de cap, stări de rău. Unele persoane chiar au nevoie de a apela la medicul specialist și pentru a avea un tratament adecvat. Este foarte bine să trecem peste perioada în care o persoană este mai nervoasă, mai agitată.
pentru că în sezonul rece am consumat numai alimente cu aport scăzut de vitamine și minerale, în această perioadă putem preveni apariția asteniei printr-o alimentație echilibrată și hidratare adecvată, completate cu un stil de viață activ, după cum ne recomandă și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj. Să nu uităm că alimentația sănătoasă este cea care ne ajută organismul să facă față tuturor acestor schimbări de temperatură și de anotimpuri și, bineînțeles, să facem un stil de viață sănătos prin mișcare, prin activități în aer liber. Carența de vitamine din organism îndrumă pașii oamenilor spre medicii de familie. În principiu se merge foarte mult pe vitamine, pentru că ele sunt cele care sunt carențiale în organism în această perioadă și, bineînțeles, persoanele care au și alte afecțiuni vor merge împreună cu tratamentul pentru afecțiunile respective și tratamentul pentru astenie. În continuare vă invit să urmărim știrile din sport. Pandurii se pregătesc de un duel special cu fostul antrenor Petre Grigoraș. Nistor și colegii săi merg duminică la Galați cu gândul la cel puțin un egal. Locul pe podium nu poate fi pierdut chiar și în cazul unui eșec. Pustai vrea să testeze tăria mentală a lui Alex Grigoraș. Antrenorul nu-l va menaja pe junior, chiar dacă duminică se va afla față în față cu tatăl său. Grigoraș cel mic a jucat până acum pe finalul meciurilor cu Ceahlăul și Vaslui. Pustai vrea să testeze tăria mentală a lui Alex Grigoraș. Antrenorul nu-l va amenaja pe junior, chiar dacă duminică se va afla față în față cu tatăl său. Grigoraș cel mic a jucat până acum pe finalul meciurilor cu Ceahlăul și Vaslui. Eu am toată încrederea în Alex. Poate fi chiar o soluție jucător titular. A intrat bine la Piatra Neamț. A jucat mai puțin acum cu Vaslui. Da? Am încredere în jucătorii pe care îi antrenez, nu se pune problemă. Din contră, el ar fi, poate mai, va avea, sper, evoluții mai bune, pentru că nu mai are acel trac că tatălui este antrenor. Pustai e pregătit de duelul cu Grigoraș, fostul antrenor al Pandurilor din ultimii 2 ani. Pustai știe că Grigoraș îi cunoaște foarte bine pe Voiculeț și compania, iar asta va fi un dezavantaj. Grigoraș va debuta oficial pe banca oțelului, chiar la meciul cu Pandurii. Antrenorul Petre Grigoraș îl cunoaște foarte bine și cunoaște și această echipă, dar meciul se joacă pe teren și acolo sunt probleme. Pandurii abordează meciul de la Galați după 2 victorii cu Ceahlăul și Vaslui. Pustai se teme însă de Oțelul, echipă ce a învins etapa trecută pe terenul campioanei CFR Cluj. Oțelul Galați ca și echipă, pentru că este o echipă campioană a țării noastre, o echipă care în acest an a avut o evoluție mai slabă, dar care are în componența ei jucători buni. Meciul dintre Oțelul Galați și Pandurii se joacă duminică de la ora 18. Gata cu eșecurile, este momentul să ieșiți din criză. Handbaliștii trebuie să dea uitării ultimele 4 meciuri și să câștige sâmbătă în fața unui adversar facil, Universitatea Cluj. Clujenii sunt ultimii în clasament, iar în caz de eșec, energia ar intra serios în hora retrogradării. Handbaliștii au parte de cel mai prost moment din ultimele sezoane. Veniți după 4 înfrângeri la rând, oamenii lui Andrieș au nevoie ca de aer de o victorie. Clujul pare adversarul ideal. E ultima clasată în Liga Națională, dar vine la Târgu Jiu să joace ultima șansă la supraviețuire. Meci pe care suntem obligați să-l câștigăm și un meci în urma faptului că îl vom câștiga, se vor liniști apele, pentru că trebuie să recunoaștem la ora actuală, suntem într-o zonă cam care de multă vreme nu s-a mai întâmplat la Târgu Jiu, care nu ne este benefică și nu ne încântă. Mesajul conducerii e clar înaintea meciului cu Universitatea Cluj. Trebuie să fie un antrenament cu public. Andrieș nu vede însă lucrurile chiar așa și știe că un eventual eșec ar pune în pericol rămânerea energiei în prima ligă. Până la urmă, că e antrenament cu public sau nu e antrenament, trebuie să-l câștigăm și să luăm cele 2 puncte foarte importante. Nu este un simplu meci. Va fi un meci destul de încrâncenat, cum zic eu. Din cauza rezultatelor slabe din ultima vreme, Andrieș nu știe dacă va mai rămâne antrenorul energiei și din sezonul viitor. Oricum, lotul de jucători va fi serios remaniat în vară. Giru, eu am contract până în vară. Momentan, la ce rezultate sunt, nu știu dacă voi avea sau nu giruri. Depinde ce vom face. La final, când se va trage linie, eu am contract pe un an de zile. În fiecare an am lansat doar pe un an de zile. Motivele nu le știu, nu m-au interesat. În urmă, viața merge înainte. Dacă voi avea sau nu giru, depinde de conducerea administrativă a echipei.
Meciul dintre Energia și Universitatea Cluj se joacă sâmbătă de la ora 18 în sala sporturilor din Târgu Jiu. Pe final vă invit să aflăm datele despre vreme. Orei 18 se opresc aici, nu înainte însă de a vă spune că puteți să ne urmăriți și online pe www.gorjtv.ro, iar dacă surpneți imagini care pot deveni știre, vă invităm să le postați la secțiunea Martor Ocular. Rămâneți în continuare pe Gorj TV. În câteva momente urmează Pilula cu glazură de cianură, un editorial realizat de Ovidiu Popescu. O seară frumoasă să aveți, numai bine!